așadar, o să încep machiajul cu o bază de machiaj. Pentru astăzi am ales NYX Angel Veil. O să iau un pic din acest produs, să vedem cam cât. Cam așa. Are o textură, un fel de... o textură așa mai spumoasă, un fel de mus. Mi se pare interesantă această textură și nu este un produs scump. Își face treaba bine, după părerea mea, deci să vedem. Ca și fond de ten, o să folosesc un fond de ten pe care l-am descoperit vara aceasta și care îmi place foarte mult pentru că are o acoperire destul de lejeră spre medie, aș zice eu. Este Bourjois Healthy Mix. Eu am culoarea numărul 54 beige și îl voi aplica cu o pensulă de la Real Techniques la Buffing Brush. Este destul de lichid, se aplică foarte ușor, se estompează foarte ușor cu o pensulă sau cu un buretel sau un beauty blender sau chiar și cu degetele dacă nu aveți o pensulă. Îmi place acest fond de ten care are un finisaj. Mai departe o să folosesc un anti-cearcăn tot de la Bourjois, se numește Radiance Reveal și eu am culoarea numărul 2. Poate este puțin închisă culoarea pentru mine, o să vedem cum funcționează. Iarăși, acoperirea este destul de ușoară spre medie. Acest anti-cearcăn l-am aplicat doar în interiorul, în colțul intern al ochiului. Pare un pic deschis sau nu, nu neapărat, poate în cameră nu se vede, dar o să se oxideze un pic. O să vedeți că acest produs, adică dacă îl aveți și voi acasă, se adună puțin în pliurile sau în liniile fine de sub ochi, dar o să-l fixăm cu o pudră mai târziu, pentru că înainte de a fixa toată fața cu pudră, o să folosesc un contour stick de la NYX. Se numește NYX Wonder Stick. Acesta ar fi un produs pentru contur, doar că eu am culoarea medium și o să vă arăt. Este destul de caldă, cel puțin când o pun pe față, este o culoare destul de caldă și atunci o să-l folosesc în locul unui bronzer, pentru că nu am un bronzer mai accesibil ca și preț. După ce am aplicat acest produs, la NYX Wonder Stick, în locurile unde aș aplica bronzerul în general, o să vin să le stompez cu Buffing Brush de la Real Techniques. Este aceeași pensulă pe care am folosit-o pentru fondul de ten. Să vedem ce iese. Pentru zona ochilor o să folosesc o pensulă tot de la Real Techniques, care este pensula pentru contur, dar eu o să o folosesc sub ochi. Și ca și pudră o să folosesc această pudră de la Sephora, se numește Beauty Amplifier Smoothing and Brightening Powder. O să iau o pensulă pe care am cumpărat-o recent de la Cupio, numărul 2, și îmi place foarte mult pentru pudră pentru restul feței, pentru că nu este extrem de mare. Et voilà! Da, nu. Să nu mă apuc de vorbit în franceză, totuși. Mai departe, o să mă ocup de sprâncene. Îmi place să-mi fac tenul prima, într-o primă fază, apoi sprâncenele, apoi machiajul ochilor și apoi revin la ten și la buze. Fiecare are propria ordine. Atâta vreme cât rezultatul e cel așteptat. O să-mi piapten puțin sprâncenele și o să aplic. Eu am un creion de la Ailure în culoarea taupe. O să vi-l arăt. Pe care o să-l aplic întotdeauna le piaptăn pentru că îmi dau seama mai bine unde ar trebui să mai adaug puțin produs. Și iarăși,
tot prin pieptănare se ia puțin excesul, dacă există produs în exces. Pentru fixarea sprâncenelor o să folosesc un fel de mascara pentru sprâncene, un fel de rimel pentru sprâncene, Brow Artist Plumber de la L'Oreal, în culoarea transparentă. Acum o să trecem la machiajul ochilor și iarăși, bineînțeles, nu mă mai repet încă o dată. Ba da, mă mai repet încă o dată. Cum vizez un aspect destul de natural, nu o să exagerez nici cu machiajul ochilor și vreau să fie un machiaj destul de simplu pe care să poată să-l facă toată lumea în 5 minute acasă, înainte de a merge la serviciu dimineața când ne grăbim. Pentru aceasta o să folosesc o pensulă de blending, ca și aceasta, destul de stufoasă, dar nu exagerat de stufoasă. Și o să iau o culoare peach. Eu am culoarea aceasta de la Paris Berlin, este o culoare peach foarte drăguță, dar puteți să o găsiți, am văzut că sunt astfel de culori și la Inglot și la Melchior sau la orice alt brand pe care îl preferați. O să iau această culoare, înlătur excesul totuși, și o să aplic fardul un pic deasupra pliului ochiului meu. De foarte multe ori rămân la acest stadiu și aplic un mascara și am plecat. Astăzi vă voi arăta puțin mai mult dacă doriți să fie machiajul puțin mai elaborat, dar să rămână totuși natural. Dacă nu, puteți să lăsați chiar așa. Mai departe, o să folosesc un fard de la Inglot, numărul 303, un fel de maro roșiatic, nu știu cum să o definesc. O să iau o nouă pensulă de la Cupio, numărul 14B. O să iau pe această pensulă puțin din acest fard, doar pe capătul pensulei. O să aplic această culoare în colțul extern al ochiului, prin tapotare. Aplic puțin și în exterior, în pliu. Iarăși, intensitatea acestei culori sau intensitatea fardurilor pe care le folosiți în colțul extern al ochiului depinde și de voi, ce vă place, cum vă place, dacă vreți mai intens, dacă vreți mai puțin intens. Oricum, aceste culori rămân totuși destul de naturale, cel puțin în viața de zi cu zi live, adică nu prin cameră, nu se văd foarte tare pe ochi, se vede doar o mică pată de culoare foarte naturală. Poate, mi se pare că în cameră se vede puțin mai tare, culorile sunt mai intense, cel puțin această culoare. Am luat pensula de la NYX numărul 32, doar că este curată și o să trec foarte ușor peste pliul ochiului unde am aplicat culoarea mai închisă și în exterior. Ca să uniformizez și să arate foarte, foarte natural. Acum voi face același lucru și la ochiul numărul 2 și revin foarte repede. Și iată, aproape am terminat cu machiajul ochilor. După cum puteți observa, este un machiaj destul de natural. Avem doar puțină culoare și câteva umbre ca să conturăm și să evidențiem ochiul, ochii în general. Mai departe, o să adaug puțină culoare și pe pleoapa inferioară și pentru aceasta o să văd ce pensulă să folosesc. Am o nouă pensulă de la Cupio, numărul 38, și arată cam așa, e foarte micuță. Să vedem dacă este ceva cu această pensulă. O să reiau doar culoarea 303 de la Inglot și o să încerc să aplic pe linia genelor inferioare. Da, merge. Plac foarte mult culorile acestea, așa puțin maronii, roșiatice, nu știu, ceva nuanță de violet, tot văd eu aici, nu știu dacă văd bine. Oricum,
Mai departe, o să mă ocup de terminarea tenului, apoi voi aplica mascara și ruj. Am un blush care îmi place foarte mult, de la Kiko. Așa este. Este numărul 3, Shade Fusion Trio Brush. Deci este un blush format din 3 culori. Să vedem ce iese. Să vedem. Mai departe o să aplic și un iluminator. Am aici o paletă de la Essence, Light Up Your Face Luminizer Palette, care îmi place foarte mult și care este foarte avantajoasă ca și preț. Și pe lângă aceasta aveți 3 culori de iluminator, de highlighter. Eu o să-l aplic cu pensula Setting Brush de la Real Techniques. Și o să aplic culoarea puțin mai aurie, aceasta. Deci nu am exagerat cu iluminatorul, dar voi puteți exagera dacă asta vă place. O să aplic puțin mascara și revin imediat. Ce mascara o să folosesc? O să folosesc Volumisim de la L'Oreal. Pentru buze o să folosesc un creion de la Kiko, într-o culoare foarte naturală. Creionul de la Kiko se numește Pencil Lip Gloss și eu am culoarea numărul 10. Și ultima etapă a machiajului meu de astăzi ar fi un setting spray. Eu am un setting spray de la L'Oreal. Trebuie agitat foarte bine înainte de folosire. Cam acesta a fost machiajul meu de fiecare zi. Sper că v-a plăcut. În orice caz, mie mi-a plăcut foarte mult să-l filmez și să povestesc în sfârșit în română, pentru că nu știu dacă știți, eu făceam și videouri în limba franceză, tot aici pe canalul meu Moruș by Oana, puteți să vă uitați la ele dacă cumva vă interesează sau dacă vorbiți limba franceză sau o înțelegeți. Vă aștept tot aici pe canalul meu pentru noi tutoriale, review-uri, noutăți make-up și aștept, bineînțeles, sugestiile voastre ce anume ați vrea să vedeți. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și un mic share ca să mă susțineți. Și ne vedem foarte curând tot aici. Vă pup! Bye, bye!